cred că 4.000 de euro, aproape. Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumeche de jocuri, intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Bine v-am regăsit, amicii mei, bine v-am regăsit la un nou vlog foarte special, pentru că astăzi, după cum am promis, în vlogul de Crăciun, dacă îl mai țineți minte, de acum 2 luni, i-am promis Parpandelului că o să-i fac cadou PC-ul meu, care este chiar aici și funcționează, filmează-l, te rog frumos. Dar problema cu el este că încă nu pot să-i dau, deoarece încă nu este gata noul PC. Dar au venit forțele NATO, băieți. Uitați ce avem aici, ba! Noua placă de la MSI, GeForce RTX 4080, băieți. Haideți să-i facem și un unboxing, pentru că în acest vlog o să luăm toate piesele, o să mergem, bine, nu știu cât durează pentru că e pe mai multe zile, încă n-au venit toate piesele, dar o să le facem unboxing, să vedem ce am cumpărat, care sunt noile specificații ale noului calculator, vă avertizez, este bombă, 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 și după care o să mergem să-i ducem calculatorul lui Parpandel să se bucure de el. Dar haideți să desfacem placa asta. Gândiți-vă că aici țin în mână vreo 2000 de euro, cred, cam ăsta e prețul. Am văzut că e redus acum, e vreo aproape 1000 de lei, dar ea am văzut că prețul era de undeva la 9000 de lei. Haideți să o scoatem, n-am scos-o din cutie, doar ce a ajuns curierul cu ea. Mamă, e nou, nou, uitați-vă și voi, miroase a nou. Mamă. Deci, gândiți-vă că unii fac unboxing la Lamborghini, eu fac la plăci video. Asta e, până la urma urmei, fiecare cu ce are. Mamă. E monstru, băieți. A venit regele, băi, e nou, nouță, de ce? N-a mai fost deschisă în viața ei. Uite, are aici coci. De bine arată. Ia să vedem. Ia uitați, băieți, monstru. Deci e monstru, este, uitați-vă, mamă cum arată, ești nebun la cap. Este absolut incredibil de mare. Deci gândiți-vă că dacă vă arăt placa mea video actuală, e la nici jumate față de asta. Deci ne-a venit placa video, piesele le-am dat comandă, sunt pe drum. O să le iau pe toate, o să mergem să le asamblăm. Bine, de fapt o să mergem la, nu știu, o să mă duc undeva la un magazin de calculatoare să mi le asambleze. Și o să-i ducem calculatorul lui Parpandel să vedem ce reacție are. Dar de-abia aștept să montez acest monstru, pentru că este un monstru, n-ai cum să spui altfel. Și iată că au venit sărbătorilor. Au! Deci iată că au venit sărbătorilor, fraților, avem aici placa video pe care o știți deja. Aici avem, băieții, sculele, aceasta este carcasa și haideți să vedem ce e în cutie. Și după cum spuneam, băieții, au venit sărbătorilor, fraților, aici este lista cu produsele care sunt, cred, bună și care au fost prețurile, dar nu mai contează. Aici avem placa de bază. Este vorba despre un Asus. Trebuie să recunosc că tot acest setup, în afară de placa video, adică tot acest setup, nu l-am făcut eu, că eu nu mă pricep, sunt varză, sunt vai de capul meu. Robo Spider mi l-a făcut, trebuie să-i mulțumesc. I-am zis, băi, dăm ceva calitate-preț, pentru că nici n-am vrut să mă arunc să dau o mulțime de bani pe niște chestii care fac în mare parte același lucru, dar am vrut să fie calitate maximă la un preț corect. Și îi mulțumesc foarte mult pentru că el mi-a găsit aceste piese, eu habar n-am, deci sunt tafon când îmi spui de plăci de bază, de surse, de ăștia habar nu am. Eu știu doar ultimele modele de alea și cred că le-ați bune, dar nu e adevărat. Mai bine să apelați la cei care se pricep decât să le faceți voi așa din ce știți voi, pentru că puteți face o prostie sau să dați bani degeaba. Și aici avem o placă de bază, după cum am spus, un Asus. Nu știu, cred că e ok. O punem aici lângă placa video. Ia uite, avem aici frumos placa video. Aici avem coolerul, care este răcirea prin lichid. Tot el mi-a recomandat-o. Cred că e bună, de la Kraken. Kraken. Bă, cade cutia, să mor. Bun. Aici avem 32 de giga de RAM de la Fury HyperX, nu, Kingston. 32 de giga de RAM, îi punem aici. Aici vine artileria grea, avem un i9 de generația 13. Știți foarte bine, am făcut eu review la unul. Haideți să-l scoatem din cutie. Am făcut eu un review la unul identic și credeți-mă că e avion, e top. Nu știu dacă există ceva mai bun sau o istradă la preț foarte mare. Ăsta a fost vreo 3000 de lei sau nu mai știu, ceva de genul. Îl punem și pe ăsta aici, avem i9 de generație, asta ultima. Aici avem un SSD, dar cred că mai iau de pe calculatorul ăla de 1 tera Samsung. Din câte am înțeles, sunt foarte bune cele de la Samsung. Îl punem aici. Și aici este sursa de 1000 de W.
1000 de W putere pentru a ține monstruozitatea asta de placă video este de la Akiris. Deci aici avem, băieți, deci ca să înțelegeți, și aici este carcasa, stați așa că o scoatem și pe asta. Ca să înțelegeți, aici, cu tot cu placa video și cu aceste piese și cu carcasa care nu e una scumpă deloc, avem undeva la, cred că, 4000 de euro aproape. Plus minus. Dacă vă întrebați cât costă tot setup-ul. A venit, băieții, și carcasa, care, sincer, pare mai mică decât aia. Doar că asta e mult mai lată. E mai scundă, dar e mai lată. Ia uite, aici avem culoare. Da, e o carcasă, nu cred că e ceva special. Aici avem geam. Frumos, e destul de simplă, dar cred că își face de banii de la Corsair. Ia uite, aici avem toate nebuniile. Bam, 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 e goală. Nu aveți ce să vedeți special aia. Între timp m-am tuns, între timp a venit și Eddie, editorul, cu Alex, cameramanul nostru, să-mi facă și mie PC-ul ăsta. L-am asamblat, mai am numai să îi pun capacele și să iau de pe ăsta un SSD. Acum ăsta își trește ultimele clipe pentru că pun un video de pe el, nu știu ce mai fac pe aici, am o mulțime de lucruri de recuperat, dar noroc că avem internet foarte rapid. Da, poate vă întrebați de ce nu m-am dus la o firmă să facă treaba asta, am căutat, ei au zis, bă, hai că venim noi, și problema a fost că efectiv n-aveam timp. Deci n-aveam timp să mă duc cu toate și băieții au venit repede, l-au făcut. Acum urmează numai să mai 5 minute ce treabă mai am pe ăsta, îl închid și zilele viitoare să-mi fac curaj să-i reinstalez Windows-ul și să-mi descarc toate astea și o să facem o filmare când mergem să-i dăm lui Parpandel să-i vedem reacția. Lui a venit și proteza între timp, a început să meargă, să vedem dacă o să fie fericit, care, păi, eu zic că e un PC bun, deci ăsta a fost chiar un PC bun și uitați-vă numai carcasă, deci carcasa asta îi face tot. Ăsta are carcasa mai simpluță, dar e ok. O să-l vedeți și pe ăsta. Da, e spectaculos, deci ce păște are Pelic, nebun la cap. Numai când mi-a zis mie unul, degeaba ce la 4080, că nu ține procesorul, atunci ține și tu i9-le ăsta de generația 13, na. Ești nebun, să nu vorbesc prostii. Astăzi este ziua mea și ca un frate bun, asta este în următoarea zi, ca să înțelegeți. Ia uitați ce fac eu. Am băgat vechiul PC pentru a-i reseta Windows-ul, deja am filmat pe ăsta, ăsta e avion, n-am ce să-i reproșez. Dar haide să vedem și reacția Parpandelului când o să vadă noului vechiul meu PC, cum ar veni. Dar aștept să se reinstaleze Windows-ul și să-l iau într-o zi frumos, nu-l mai curăț, să-l las așa, să-și-l curețe și el. N-are cine știe ce praf prin el, să-și-l curețe și el. Dar îl dau frumos la cheie, Windows nou, totul frumos, Windows cu licență, să n-aibă probleme, etc. și BTC, și își instalează ce vrea pe el, adică nu știu, eu sper să reziste un an, dar mă rog, asta este. Haideți să vedem ce reacție o să aibă Parpandel, că nu o să mai joace de pe laptop, acum trebuie să iau laptopul înapoi de la el, ca să îmi fac treaba pe el, ca să îi reinstalez și la Windows-ul, pentru că vă dați seama, asta câteva luni la el și el termină, se joacă toate căcaturile pe el și îl termină în două, n-ai ce să-i zici. Și a venit ziua cea mare a micii mei, nu mai știu ce am filmat pentru că s-a întins, am avut multe probleme, dar calculatorul este chiar aici, îl vedeți cu cablul de alimentare și haideți să mergem să-i facem surpriza lui Parpandel. Bine, el cred că se așteaptă deja pentru că știți foarte bine, am promis, dar haideți să-i vedem reacția când o să luăm calculatorul, să-l și montăm și să-l vedeți și voi ce mai face, cum este cu piciorul, că a primit piciorul cel nou, în fine, haideți să mergem la el. Ca tâmpitul am parcat mașina cu spatele. Și uitați-vă și voi ce m-am umplut pe picioare de nămol, de tacat, am adus capul. Hai că mai bag o dată nămol dacă tu m-am dus. Am obosit, bă, să-l car, e greu. Îl băgăm chiar acum în spate. E, are Windows nou, are totul nou. Mergem către Parpandelovici. Sper să-l prind acasă, sper că n-a plecat la recuperare. Pentru că este la recuperare acum, știi, mai face și recuperare. În fine, mergem la el, după care mergem la sală. Ia uitați, băieți, unde am ajuns. În fostul meu studio. Bine, studio e mult spus, dar i-am adus aici calculatorul. Din păcate l-am zgâriat puțin aici. Frate, cum ești? Bine. Zgâriai puțin acum mașina, dar n-are nimic. Tu aici te joci, uitați-vă ce se tapare. Acum trebuie să îți bași calculatorul, bași monitor. Bă, dar tu parcă aveai două monitoare, ce ai făcut cu ele? Da, nu știu, pe la mare, pe acolo. Păi și-ți bași două monitoare? Da. Păi și nu vrei să-l bași? Mamă, ce usai? Păi și nu vrei să-l bagi în priză pe ăsta să vezi dacă merge? Hai să-l băgăm. E rece, nene. Nu e rece, că fun casă până acum. Da, cu cine vorbi? Deci, nebun, ce-i? Hai să-l băgăm, să vezi cum merge, dar vezi că e, ți-au instalat Windows-ul și nu ai nimica pe el. Da. Niciun joc, niciun ăsta. Cablul de internet unde e? E pe aici, cred că. Că trebuie să-ți-l bagi pe ăla.
Yes. Ia de frate, ok. Ia să vedem dacă merge. Îl băga și în priză. Da, e băgat. Bă, nu merge, știi, mă? What the fuck? Ia stai să văd campul. Trebuie să pun firul ăsta. Gata, acum ai. Gata, mamă, ce dracu, să dăm ce țeapă. Să vedem dacă merge. Vedeți că ăsta e șmecher, e ciumeg. Să-ți faci treaba cu el. Câți bani a făcut ăsta, nici n-ai idee câți bani a făcut ăsta, ui. Da, cu ei rândul meu. Mă, monitorul ăsta merge? Yes. Păi de ce nu e pornit? Mamă, ce monitor este ăsta, frate? Îmi pare cunoscut. Ăsta a fost al meu? Da. Păi și vezi că nu merge monitorul. Păi că nu e băgat în priză. Aia da. Păi nu e băgat în priză, sigur. Bag aici. Sigur. Ia și să ne arăt și... Ia băgăm priză. Mamă, ce căști ai la 10 lei. Da, da, sigur mai e și un al doilea monitor? Da. Ah, ia uite mă. Vezi că parola e 1999. Ia uite frate, ia. Nu zice că e de la și pe mulți herți. Nu cred. Are parpandel acum, dacă își mai pune un... Pardon. Dacă își mai pune acum un monitor, e tank. Bă, dar piciorul ăla unde e? Ia, că vor și oamenii să-l vadă. Ia, a venit proteza, băieți. Păi de ce o ții acolo, l-a postat? A, o ții cu tot cu pantalon, să nu mai dai jos. Mă, are și ciorapi, să nu răcească, nu? Da. Dar are cu tot cu unghii sau fără? Ușor mă doare. Ia să vedem. Da, uite, cam asta e proteza. Da, e grea? Bă, e grea. Mamă. Este destul de grea, dar nu știu dacă e mai grea decât un picior. Dar eu zic că e ok. Ești cum arată talpa. Ia. Fă-i unboxing la aia. Chiei s-o până. Joacă talpa asta. Bă, știi că acum poți să faci lume de la, știi, să te bași cu piciorul sub mașină când dă unul cu spatele să țip, să nebunii, știi? A, după rămân fără puteză, da. Păi nu rămâi, că nu cred că o sparge, ha? O sparge, nene. Zici? Păi nu, bă, dacă te calcă pe picior, nici nu ți-l rupe așa. Nu se rupe. Nu se rupe, serios, am că n-are cum. Ia. Ia uitați, băieți. Bă, dar ce mărime ai la piciorul ăsta? Apare acolo. Scrie? 23 de centimetri. Nu știu cât înseamnă asta, cred că e 38-40, pe acolo. Nu cred. Ia, e bun? Da, te-ai învățat să mai mergi cu ea? Da. Ți-e mai ușor acum? Da, e tank. Și când o să... Da, uite, ia chiar, că peste o lună vreau să te văd cum mergi cu ea. Păi și la vară, ce faci, mergi cu pantaloni scurți, este? Da. Să n-ai rușine, așa. Așa, frate, sigur, că dacă n-ai, de ce? Bă, e absolut. Altul moare și așa n-are, să știi. Gata, băiți, și a pus și al doilea monitor. Ia uite, setup de 7 stele. Bă, da, chiar îmi place mouse-ul ăsta, jur că e frumos. De unde l-ai? E? L-ai primit cadou, mă? Nu, mișto. Ia uite. Acolo cu web-ul, cu ăștia. Bravo, frate, acum ai condiții. Calculator performant. Bravo, frate, așa te vreau. Cu plăcere. Să rămână. Gata, băieții, i-am dus și parpandelul lui calculatorul, acum mi-am făcut datoria de frate și m-am ținut de promisiune. Puteam să-l vând și să-mi iau și eu 5-6 mii de lei ca popa, dar zis, lasă-mă să-i dau lui că îi promisesem că îi fac rost de altă placă video la vechiul PC, căruia i-a ars el placa video, ăla fiind fostul meu PC, dar da, asta este, bine, el i-a ars și placa video și placa de bază, acum să sperăm că ăsta o să reziste mai mult de un an la el. Doamne ajută, dacă nu, rip, ești nebun la cap. Așa că nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like la acest vlog, v-am prezentat și noul PC, a plecat și vechiul PC, acum suntem pe cai mari, să zic așa. Eu am fost Bercică, like-uri multe, dau cu spatele, așa că nu mă mai țineți de vorbă, că dacă mă mai țineți mult, fac accident, pa!